Salutare! Eu sunt Adriana. În ultimele 2-3 săptămâni, așa cât a durat vacanța, nu prea am stat pe net și nu prea am intrat pe Facebook. Dar când am intrat, de fiecare dată, newsfeed-ul meu era umplut, mega copleșit de notificări despre noi relații. Cred că putem să spunem cu siguranță că v-a prins bine vacanța. Pe motoul un an nou, o relație nouă. Și în episodul acesta vom vorbi fix despre asta, adică despre energia super cool și genială pe care o simți când ești într-o nouă relație. Perechile acestea noi despre care eu vorbesc nu sunt doar pe net, nu? Nu sunt doar pe Facebook. Cu siguranță le știți și voi. L-ați văzut la Revelion, de exemplu, la petrecerea de Revelion, unde se sărutau pe canapea și se priveau în ochi. Sau le vedeți acum la școală, pe holuri, îmbrățișându-se. Sau sunteți chiar voi într-un astfel de cuplu, destul de nou, și vă auziți destul de des spunând lucruri ca într-una sau pentru totdeauna sau noi doi sau niciodată, forever, chestia asta așa în număr mare, așa la proporții mari. Fără îndoială, energia unei noi relații este super. Cred că e puțin lucru spus super. E gen... cum să-i zic? Nu știu, ești gen... Și când ești în felul ăsta, când ești gen... Mare, ce simți este, cum să zic, fericire, right? Adică, nu cred că există alt cuvânt. Ai senzația că ai găsit persoana, nu ai chef să-i dai drumul acestei persoane și nu ai chef să dai drumul sentimentului, ci mai degrabă vrei să-l cultivi și să rămână mereu acolo cu tine și... ești super fericit sau fericită pentru că în sfârșit te-ai îndrăgostit și ce-ți dorești cel mai mult este să stai în continuare pe acest norișor și să nu te mai dai jos niciodată, cum ziceam, cuvinte mari, niciodată. De pe acel norișor, ok? Norișorul este sacru și perfect. Dar de pe el vă rog tare mult să încercați să mă ascultați. Asta este că atunci când suntem super îndrăgostiți și ne simțim super atrași de această persoană, comportamentul nostru se poate schimba puțin și ne poate fi un pic întunecată judecata. În primul rând, pentru că simțim această energie genială și supraumană care de-a dreptul ne poartă mai departe și mulțumită căreia putem să facem o grămadă de chestii, ajungem să nu dormim noaptea sau să nu mâncăm pentru că ni se pare că nu avem nevoie, pentru că all you need is love. Dar de fapt avem nevoie de chestii de bază ca somn și hrană. Așa că în perioada aceasta încercați să vă ascultați puțin corpul și să îi dați chestiile esențiale de care el are nevoie. În al doilea rând, când suntem în situația asta, nu suntem chiar 100% capabili
să luăm decizii în legătură cu noua noastră relație sau cu comportamentul nostru sexual. În plus, șansele să nu putem să luăm cele mai bune decizii cresc exponențial dacă, pe lângă sentimentul de îndrăgostire, mai simțim și alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, presiune să facem sex, faptul că nu suntem chiar ok cu noi înșine, presiuni legate de așteptările pe care le avem în legătură cu o relație sau ceea ce noi ne imaginăm și credem că ar trebui să se întâmple într-o relație sau cum ar trebui să arate o relație, teama că vom fi singuri, teama de despărțire sau pur și simplu curiozitate. Fără să ne lăsăm norișorul să fie complet spurat de vânt, trebuie să încercăm să fim conștienți că în momentele astea vedem totul prin niște lentile roz. Este bine să încercăm să fim măcar o idee precauți. Poate precauți nu este cel mai bun cuvânt, dar să încercăm să facem măcar o jumătate de pas înapoi ca să putem vedea lucrurile în perspectivă, ca să putem vedea relația noastră un pic din exterior, pe partenerul sau partenera noastră un pic de la distanță, pe noi înșine un pic de la distanță în acele momente și în acea relație. Un lucru super important este că nu trebuie să ne grăbim să facem totul acum, să ne grăbim să facem tot felul de lucruri la începutul relației în speranța că această legătură pe care noi ne-o dorim foarte mult va dura mai mult. Și stabilă și rezistentă în timp nu se creează într-un fel grăbit și forțat și nu merge umflată artificial de tot felul de lucruri simbolice și de promisiuni pe care ne-am grăbit să le facem la început. O relație sănătoasă și stabilă și rezistentă în timp se creează cu entuziasm, da, dar și cu mulți pași mici și cu multă comunicare și cu o dorință adevărată, reală, foarte, foarte prezentă de a fi cu cealaltă persoană pentru mult timp. La final, dragi amici și amice de Nano la Cer sau unde vă aflați voi acum, ideea este să nu renunțăm la viața noastră de pe pământ, pentru că viața noastră de pe pământ, pe care am dus-o până acum, este foarte cool. Pe pământ avem scopuri, avem familie, avem prieteni, avem sporturi și cărți preferate. Există o grămadă de lucruri pe care vrem să le vedem și vrem să le experimentăm și vrem să le facem. Și este bine să alegem să dedicăm timp tuturor acestor activități și acestor persoane care ne sunt apropiate. Dar în același timp este important să petrecem timp singuri, făcând lucrurile care ne plac nouă. Este important să încercăm să păstrăm un soi de contact cu noi înșine și cu dorințele și aspirațiile noastre. Pentru că, da, avem puternicul sentiment că o super persoană ne-a dat această super energie, dar de fapt în viața noastră, în prezent și în trecut și în viitor, super persoana suntem noi. Voi știți persoane care sunt de curând într-o relație sau poate sunteți chiar voi de curând într-o relație? Aș vrea să spuneți ce observați la ele sau ce observați la voi. Asta în comentarii. Până data viitoare, ca de obicei, aveți grijă de voi!